Soția premierului surprinde din nou. Valerii Cioloș își va demonstra talentul artistic într-un concert de muzică sacră ce va avea loc la Alba Iulia. În cadrul evenimentului se vor strânge fonduri pentru opera lui Brâncuș, Cumințenia Pământului. Nu este prima dată când soția premierului va urca pe scenă să cânte. Valerii Cioloș a oferit un adevărat spectacol anul trecut la gala Micului Prinț din Alba Iulia. Valerii Cioloș va cânta din nou la Alba Iulia. Ea va interpreta mai multe melodii alături de alți artiști și un cor de copii, în cadrul unui concert care urmărește strângerea de fonduri pentru cumpărarea operei lui Brâncuș. Simt o bucurie imensă când cânt și când cânt cu oameni, nu singur. Soția premierului militează pentru terapia prin muzică. Ea a participat și la un seminar în care a vorbit despre pasiunile sale. La finalul evenimentului s-a prins în horă cu doamnele care au venit să o cunoască. Dansul și interpretarea nu sunt singurele pasiuni ale soției premierului Dacian Cioloș. Valeria a dezvăluit că îi place să cânte la pian și să compună melodii. Ea a scris versuri inclusiv pentru piesa Mono in Love a cuplului Eduard Maia, Vica Jigulina, melodie care s-a bucurat de un succes uriaș la radio și a avut milioane de vizualizări pe YouTube.